În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca aceștia, văzând faptele voastre cele bune, și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Preacucenici părinți, dremăritori creștini, ne aflăm în a doua duminică după marele praznic al pogorârii Sfântului Duh, praznicul cincizecimii, zi în care astăzi cinstim pe Sfinții români, pe Sfinții aparținători neamului nostru românesc. După o săptămână de la Marele Praznic al Cinzecimii am cinstit pe toți Sfinții, iar astăzi, în chip deosebit, cinstim pe Sfinții români și ne punem întrebarea de ce cinstim pe Sfinți după praznicul Cinzecimii, după praznicul pogorârii Sfântului Duh. Cinstim pe Sfinți pentru că prin cinzecime se vădește lucrarea Sfântului Duh în biserică, iar sfințenia este un rod al prezenței și al lucrării Sfântului Duh în biserică. Astăzi am ascultat pericopa evanghelică de la Matei, capitolul 4, în care Mântuitorul Iisus Hristos a chemat la apostolat pe primii săi ucenici, pe primii săi apostoli. Chemarea apostolilor este o etapă din planul pe care Dumnezeu l-a avut cu lumea pentru a mântui neamul omenesc. Și acest plan implică deopotrivă și pe Dumnezeu și pe om, căci Dumnezeu ne cheamă, dar așteaptă răspunsul nostru. Dumnezeu Hristos Mântuitorul așteaptă să conlucrăm cu El. Ne cheamă la împreună lucrare pentru mântuirea noastră și chemarea apostolilor, sau mai bine zis, prin chemarea apostolilor la apostolat, Hristos pregătește taina constituirii bisericii sale. Prin chemarea apostolilor înțelegem că Hristos face primii pași pentru constituirea bisericii sale. A chemat astăzi pe Simon Petru și pe Andrei, cei doi frați, și pe alți doi frați, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. I-a chemat la apostolat. Nu le-a făgăduit lucruri materiale, bani, aur, argint, onoruri, funcții înalte, demnități, dregătorii, nu. Pur și simplu i-a chemat, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Iar răspunsul apostolilor a fost hotărător și prompt, pentru că au răspuns chemării, l-au urmat pe Hristos fără întrebări, fără obiecții, fără alte nelămuriri. Pur și simplu, pe țărmul Mării Galilei i-a chemat, au lăsat mreaje, au lăsat corabii, au lăsat pe tatăl lor, au lăsat familii rudenii și au urmat lui Hristos într-un apostolat. Dar se pune întrebarea, cum de l-au urmat pe Hristos așa hotărător și prompt? Pentru că chemarea la apostolat nu este o chemare de la om, nu este o chemare omenească, ci este o chemare dumnezeiască. Pe toți ne cheamă Dumnezeu cu o chemare firească, aș putea spune. Ne cheamă la viața aceasta trupească, ne cheamă de la neființă la ființă și existența noastră pe pământ reprezintă o chemare firească din partea lui Dumnezeu. Dar ne mai cheamă Dumnezeu cu o chemare duhovnicească, cu o chemare la viața cea veșnică, la viața cea netrecătoare. Și aici depinde de răspunsul nostru, pentru că de felul cum răspundem lui Dumnezeu la această chemare duhovnicească, depinde mântuirea noastră sau, după caz, osânda, pentru că nimeni nu este obligat să se mântuiască și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă, dar noi intrăm în mod voit, conștient și cu faptele noastre pe care le săvârșim. Ne cheamă Mântuitorul Iisus Hristos, precum v-am spus, la viața cea veșnică, la credință, ne cheamă la pocăință, ne cheamă la rugăciune, ne cheamă la toată fapta cea bună, precum v-am spus, ne cheamă la o viață duhovnicească. Mai concret, Hristos Mântuitorul ne cheamă la sfințenie. Fiți dar desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Fiți sfinți precum și eu sunt sfânt. Fiți sfinți precum și Domnul Dumnezeul vostru sfânt este.
Dar ce înseamnă sfințenia, iubiți credincioși? Sfințenia reprezintă acordul dintre voința lui Dumnezeu și voința oamenilor. Când voința noastră concordă cu voința lui Dumnezeu, întrucuvânt săvârșim voia lui Dumnezeu și ținem poruncile lui Dumnezeu, facem faptele bineplăcute lui Dumnezeu, atunci ne înscriem pe calea vieții celei veșnice, vieții celei duhovnicești la care ne-a chemat Hristos. Atunci ne desăvârșim, ne sfințim, ne îndumnezeim când facem voia și poruncile lui Dumnezeu. Dar mai este o altă chemare specială prin care Dumnezeu cheamă nu pe toți oamenii, ci pe anumite persoane cu un scop precis, dumnezeiesc, misionar, precum în Vechiul Testament erau chemați și unși regii sau profeții, prorocii. În Noul Testament, cea mai sfântă chemare este chemarea la apostolat sau la preoție, pentru că preoția se numește și apostolie. De aceea, preoția nou-testamentară, preoția sacerdotală, continuă lucrarea Mântuitorului, lucrarea mântuitoare în lume, începută de Hristos Mântuitorul, continuată de apostoli și actualizată prin Biserică în Duhul Sfânt, Biserica cea care este stâlpul și temelia adevărului, după cum ne învață Marele Apostol Pavel, în Duhul Sfânt, adică în Duh și în adevăr, așa cum este predată Evanghelia lui Hristos în biserică, nu de către oricine, ci de către episcop, preot și diacon, deci de o ierarhie sacerdotală, sacramentală. Această preoție, sau mai bine zis, apostolia sau preoția, cei care sunt chemați la aceste demnități, nu se aleg singuri, îi alege Hristos. Sunt aceia care primesc Sfânta Taina Hirotoniei în biserică de către episcop. Nu oricine poate propovădui cuvântul lui Dumnezeu, aceia care s-au pregătit pentru acest lucru. După îndelungă cercetare și încercare, episcopul săvârșește Sfânta Taina Hirotoniei în biserică, doar în biserica lui Hristos, și apoi cel ales și sfințit pleacă la propovăduire. Deci chemarea o face Hristos și spun acest lucru pentru că mulți s-au trezit peste noapte mari învățători, luminați, și își arog acest drept de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu și au luat o scriptură, au început să memoreze pe de rost în scriptură și pleacă la propovăduire. Aceia nu sunt chemați de Hristos și cine îi urmează pe aceia nu îl urmează pe Hristos. Hristos a lăsat biserica sa întemeiată la cinzecime cu episcopi, preoți și diaconi care să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să învețe pe popor legea lui Dumnezeu, să îndrepte, să călăuzească pe popor pe calea pocăinței și a împărăției lui Dumnezeu. Ne cheamă Hristos așadar la sfințenie. Hristos, în timpul propovăduirii sale pământești, a însoțit cuvântul, predica sa, mesajul său dumnezeiesc mântuitor, prin fapte minunate și tămăduiri. Prin aceasta a vădit iubire milostivă față de poporul în mijlocul căruia a propovăduit și a făcut nenumărate minuni, dar i-a pregătit și pe apostoli pentru lucrarea bisericii, atât prin cuvântul cel bun, dar și prin toată fapta cea bună. Și de atunci se propovăduiește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și prin cuvânt și prin faptă, și lumea, poporul drept credincios al lui Dumnezeu, ascultă cu evlavie cuvântul lui Dumnezeu și săvârșește toată fapta cea bună. Aceasta este calea de urmat pentru cei care doresc să primească sfințenia, să primească harul lui Dumnezeu, harul divin mântuitor care lucrează numai în biserica lui Hristos, unde se împărtășesc tainele lui Hristos și unde se propovăduiește Evanghelia lui Hristos, precum v-am spus, în Duh și în adevăr. Mulți au ascultat mesajul Evangheliei Împărăției și l-au urmat. Unii au atins cote înalte de trăire duhovnicească. Aceia sunt sfinții lui Dumnezeu, sunt casnicii lui Dumnezeu, sunt prietenii lui Dumnezeu. S-a crezut mult timp în poporul nostru românesc, român, că nu ar fi sfinți. Noi cinstim pe sfinții aparținători altor neamuri. Noi n-am avut sfinți canonizați,
Dar sfinți tot timpul am avut în acest neam. Și biserica a hotărât ca a doua duminică după Marele Praznic al Cincizecimii, prin ședința Sfântului Sinod din iunie 1992, ca să se prăznuiască sfinții români în această a doua duminică. De mai bine de o jumătate de veac s-au ținut nenumărate astfel de momente când s-au canonizat foarte mulți sfinți români, mai bine de 100 de sfinți români. Și dacă ne uităm în calendarul bisericesc, nu există lună în care să nu întâlnim foarte mulți sfinți români pe care în chip deosebit îi cinstește biserica astăzi. Trebuie știut faptul că sfințenia este un dar al Duhului Sfânt pogorât în creație la cinzecime, iar sfințenia se câștigă în această viață. Sfinții lui Dumnezeu s-au învrednicit de această stare de har de la Dumnezeu prin viața lor și prin faptele care le-au săvârșit în viață fiind. Iar după trecerea lor din această viață, când Dumnezeu a hotărât, mulți dintre aceștia au fost canonizați, dar canonizarea doar recunoaște faptele și sfințenia vieții lor. Iubiți credincioși, dar pe cine prăznuim astăzi, în această duminică? Cinstim în primul rând pe Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, pe care astăzi Hristos l-a chemat la apostolat. Îl cinstim, el evreu fiind de neam, dar de ce îl cinstim? Pentru că el a adus creștinismul pe teritoriul patriei noastre. El a predicat pentru prima dată pe Hristos, el care a întemeiat primele comunități creștine pe acest pământ, primul care a săvârșit Sfânta Liturghie și a administrat tainele bisericii. Cinstim pe mucenici și mucenițe, pe aceia care și-au dat viața pentru Hristos pe teritoriul patriei noastre și special în Dobrogea, în primele trei veacuri de persecuție. Cinstim pe ierarhi, pe arhipăstori, vrednici de pomenire, pe ierarhi, cărturari, erudiți care au elaborat tratate de teologie. Cinstim pe cuvioși, pe cuvioase care au trăit și au viețuit, s-au nevoit fie în sihăstrie, fie prin mănăstiri și care și-au scris prin viața lor sfântă și prin faptele lor numele în cartea vieții. Cinstim pe episcopi, pe preoți și pe diaconi vrednici care au semănat cuvântul Evangheliei în poporul drept credincios și au adus roadă. Cinstim pe voievozi, pe conducătorii drămăritori, aceia care caută să se intensifice viața duhovnicească pe acest pământ, pe voievozi care au înțeles acest lucru, ce înseamnă ortodoxia și credința ortodoxă trăită în cel mai autentic duh ortodox, au umplut acest ținut de biserici și mănăstiri ca poporul să se sfințească, să primească sfințenie de la Hristos, pe aceștia brav conducători și drămăritori creștini, întâi stătători ai neamului nostru, în chip deosebit îi cinstește biserica astăzi. Cinstește biserica astăzi pe toți eroii și martirii neamului care și-au dat viața pentru libertatea acestui neam și pentru credința ortodoxă, aceia care au luptat, care și-au dat viața departe de casă, poate ținuți în amară robie și care au mărturisit chiar cu prețul vieții lor pe Hristos. Cinstim pe aceia care au pătimit și s-au nevoit și au plecat din această viață în temnițele și în închisorile comuniste. Și pentru aceștia va veni o vreme când vor fi recunoscuți, poporul deja îi recunoaște, când vor fi canonizați oficial, am dorit să spun. Cinstim astăzi pe mari teologi ai neamului nostru, care au elaborat tratate de teologie și prin viața lor au contribuit la iluminarea acestui neam și a drept credincioșilor creștini. Dar cinstim și pe sfinții aceia care pe cei mai mulți dintre ei sunt necunoscuți, oameni simpli, mireni, trăitori, care iau parte la viața bisericii, care sunt stâlpul bisericii, stâlpi ai ortodoxiei, ai neamului din care fac parte, care au luat parte la viața bisericii, participând la Sfânta Liturghie, rugându-se, primind sfintele taine ale bisericii și astfel s-au încununat și au plecat din această viață pregătiți, spovediți, împărtășiți, ținta lor finală fiind împărăția lui Dumnezeu și bucuria cea veșnică a Raiului. Pe aceștia, pe toți, îi cinstește în chip biserica astăzi
Și noi mulțumim Bunului Dumnezeu că avem mai mulți sfinți ocrotitori și mijlocitori în fața Sânului Preasfintei Treimi. Îi cinstim pe aceștia, e datoria noastră să-i cinstim, dar mai întâi trebuie să-i cunoaștem, să le cunoaștem viața, să le cunoaștem nevoințele, minunile pe care le-au făcut, scrierile pe care ne-au lăsat. Și astfel, cinstindu-i, în această zi în care în chip deosebit biserica îi cinstește, să strigăm și noi către Bunul Dumnezeu, sfinților români, rugați pe milostivul Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.